Hai, norobeții, și bine am găsit la nou video. Am făcut breazla, dar am făcut-o nivel 3. Am strâns alea 70 de milioane, după care am făcut aici o grupă cu mai mulți băieți din breazlă. Am mai băgat eu încă două conturi de nivel mic ca să te donezi XP, să facem breazla nivel 10, să putem lua terenul de breazlă când ne trebuie nivel 10. S-au tot cumpărat terenuri, deci numai un teren mai rămas la 70 de milioane, restul din alea mai slabe, mai depărtate de oraș. Și am zis că totuși dacă luăm, hai să luăm aproape de oraș, că odată luăm. Până la urmă totuși s-au strâns așa ușor, ușor. Am făcut breaz la nivel 10, tot donând cu conturile mici, tot câte 500 de mii. O fost mai greu la ultimul nivel, că atunci ne-au cerut 21 de milioane și alea au fost destul de mult. Am băgat 70 de milioane în depozitul de la breazlă, după care ne-am dus și am luat terenul. Bă, eu zic că e o investiție destul de ok. Bă, erau 70 de milioane. 70 de milioane luam, nu știu, un item. Deci un item ne mai luam de 70 de milioane. Cât de cât bunicel. Da, terenul ăsta până la urmă o să ne aduc așa cu timpul, mai ales că o să dai foarte mult la plus. De-aia o să-l fac și de bijuterii, ca să dăm și cercei, și papuci, și coleare, și brățări, să fie mult mai diversificat. Încă 40 de milioane mai trebuie să strângem. Bă, care aveți și n-aveți ce face cu pietrele de fundament, placaje și bușteani, bă, le accept. Dacă vreți să mi le dați, negociem și facem să fie bine. Să strângem, să facem până la urmă terenul. Apropo, breazla e disponibilă pentru toată lumea. În momentul de față, de acolo încolo, cam după ceva timp, o să punem și o limită de nivel, de un altă de activitate, dar puteți să intrați, înscrieți, îmi dați un PM, rezolvăm să fie bine, sau dacă vedeți pe cineva din breazlă, vorbim și face să fie bine. Acum hai să vedem ce am făcut din niște cufere marcasite. Deci, prima, a doua, a treia. Deci 4, 5, deci 14 cufere marcasită. Hai să vedem ce luăm asta, hai că o punem aici. Cartea abilității, bă, fix când am dat click, o făcut ăsta nivel. Auzi, am prins o marcasită albastră. Atac, sferă, dinți, ambuscadă, zruncinare. Marcasită albastră, 60-74. Aura sabiei. Aura sabiei. E bine, am băgat, doamne, am crezut că încă aură, că lovitură, incizie, răget și bun, deci am băgat cam 1.900.000 și am scos 3 milioane și ceva din aura aia, cam atâta, băi. Și în timp ce am căutat eu cărțile, am mai găsit și aure la 1.900.000 care merg la 3 și. Deci avem un profit de vreo 2 milioane și ceva. Hai să facem un concurs, să vedem dacă mai iasă ceva. Așa. Atac, ăsta și ăsta. Hai da cu aura. Armură vrăjită, e bună și asta. Deci încă 250.000 sau cât e armura asta vrăjită. A fost ok, bă, a fost ok. Bă, fasolea asta o ținem până să mai scumpește. E bine, e bine. Și carte, lovitura. Am făcut 3 caractere de cioburi pe schimbă. O să vină și al patrulea, numai că trebuie să șterg alt caracter ca să-l pot face. Bă, mi-am adunat aici la Flower Power din astea, care l-am lăsat peste noapte să bată. 130 și-o mai adunat încă destule până acum. Hai să deschidem astea. Are nivel 39. Îl mai lăsăm, astea le mai face aici. Restul vedem unde le face, cred că în templu. Am fost chiar și în templu, nu pică chiar bine. Astea, cum îi zice, cioburile, e relativ mai ok aici. Deci 50.000. Bă, dacă îmi dă Young, eu sunt chiar mulțumit. XP, Young, XP, licoare albastră. Bun, alea, relativ. Așa, una, două, deci o da bine din alea. 3, o da ceva Young. Licoare albastră, am înțeles. XP, piatră metin ușor. E 25. Stai măcar să o bată de pe Elio ăsta. De pe Mani. Oricum nu avem drop la el. Așa, una, patru narcise. Hai să vedem. Așa, hai că le facem pe toate acum și clopoțelul ăsta.
Și crizantemă. Încă două, mai trebuie și mai facem una. Ok, violet, bun. Încă o violetă, bun. Vin medale, dragon, piatra metin, ușor, au nevoie de două sloturi perpendiculare. Încă un metin tău din asta. Ia mă că scad. Scade este. Așa. Piatra metin ușor. Hai că ne-o dat aici, măcar ne-am dropat ceva la metin astea, dar nimic. Și crizantema, piatra metin ușor. Ai mă, și de la aia avem speranțe, mă. Mai bine le băgam altundeva. Măcar o dat 6 licori de astea, sper să le pot băga în depozit. Dacă nu le pot băga în depozit, aia e. Hai să vedem dacă mai avem o dată noroc la cuferul ăsta marcasită. Sunt pe mai puțin față de data trecută. Atunci a fost 14, parcă acum sunt 9. Hai să vedem ce luăm. Lovitură. Ia că am prins marcasită, hai că le scriem pe tătie. Așa. Undeva la 200 ca suflu. Zdrobire, vârtej, armură, leac, armura aia 250 ca sau câte e o parte. Aruncare și lovitură. Undeva la 200k putem calcula maxim, deci maxim pe cufărul marcasită, cam cu atât îl facem. Deci nu e o pierdere mare la cât am băgat. Așa, am dropat, am făcut o cutie din asta răcoritoare, din 900 de cupe, vedem ce dă. Două lăzoperoc le-am dropat la orci, numai o piatră fundament, restul am cumpărat și placaj și piatră fundament. Așa, brățară și cercei. Nimic, nimic. Și din asta medalia dragonului. Ai de mine, bă, de ce am dat 90 de cupe, de fapt 90 de cupe pe 5 medalii dragon. Hai să vedem cât e cupa. Așa, nu aici. Altele. Ban obiect eveniment. Perfect. Cupe 600k. Hai să zicem 600k, că am băgat în ele. Da, nu, da, nimic. 200 cupe la 450k. Bă, le luăm. Le punem câte 50. Le punem câte 50 la 400k. Și poate ne scoatem gaura care am făcut-o. Deci, tot e bine până la urmă. No, să vedem ce a zice biologul ăsta. Așa, încă 2 dinți. Bă, ușor gătăm și noi biologul ăsta. Mai avem încă 400 de milioane numai. Avem cufărul ăsta. Hai să vedem ce ne poate da. Rezistență, or. Bă, nu, cred că să cumpăr. Habar n-am. Răgetul ținem că ne trebuie. Așa, cred că de seară luăm și noi armatul. Cred că atunci ne-l gata, numai bine. Așa, bă, am făcut niște abanoși plus 4. Că m-am uitat și eu, 31 de milioane, ceva în genul ăsta. Hai să vedem acum dacă s-o mai adăugat ceva. 31 de milioane plus 9, bă. Plus 9, 31 de milioane. No, 33. Așa. Nivel obiect plus 9. Deci 31 de milioane plus 9. Bă, n-aș da atâta. Mai bine cumpăr eu. I-am cumpărat, i-am făcut. Mai avem un shop. Al doilea shop. Să strângem yang-ul, să facem fierarul, de ce ăla mi-l trebuie neapărat, ăla-i punctul, după care vin și abanoși oricum avem plus 8 pe undeva, nu știu pe unde, nu pe aici, sper să nu fie pe aici, sau pe shop, stai să verific să nu fie pus plus 8, așa, a unde abanoși, nivelul back plus 8, punem așa, nu am pus, e bine, deci 15 milioane plus 8, m-a speriat că așa s-a banul și dăm încolo. Așa. Să facem astăzi și corurile. Bă, mă gândesc undeva la vreo încă 15 coruri. Dacă facem, că am făcut 5. Să facem alchimia asta. Măcar niște antice să vindem. Că deja prind valoare. Anticele, numai antice. O să facem, nu dăm noi la legendare. Ia uite, diamantul antic. Între 10 și 15. Rubinul 30 plus. Rubinul 30 plus. Bă, ne scoatem un rubin. Dacă ne scoatem un rubin și ne mai scoatem încă orice altceva. O, un rubin, că oricum mai facem de 10 milioane, nu-i problemă. Să scoatem un rubin, poc l-am vândut, poc am făcut terenul. Și de acolo dăm abanoșii ăia la plus, cazul în care nu mi se vânde pe shop-uri jadul de la 10 la 15. Deci cam așa fluctuează prețurile safir, tot așa.
Safirul clar că nu o să se vândă, deci Safir nu o să vinde, asta e cât de clar se poate. Așa, granatul antic și ăsta are valoare, because trebuie MV4, deci ăsta are valoare mai mare decât pe serverele vechi, comparativ de cealaltă alchimie. Deci e aproape, nu stai, granatul 25, e aproape cât rubinul, nici jadul nu e atâta. Jadul e maxim 15, deci găsă și la 10. E cu 5 milioane, hai să zicem. Asta să se vândă la 38, 35. Ha, bar n-am. No, să zicem cu un 10 milioane mai ieftin decât rubinul, bă, deci e un preț chiar, chiar foarte bun pentru, pentru granat. Nu știu, stai să vedem granat. Ok, mitic 130. Atâta e, atâta e prețul. Așa, în rest, aici, fasolea 500k. Cred că a mea am dat-o. A mea am dat-o, n-am mai ținut-o până să se scumpească. Am dat-o la 888, ceva în genul ăsta. Ori am dat-o așa, ori mi-i pun undeva pe un depozit. 500k e prea, e prea ieftin asta. Mă, prețurile încet, încet încep să prindă contur. Nu știu, la arme aici. Cea mai tank, asta e ceva medie, șmecheră. Oi, o trăvită cu o pagă mai de 40. Hai să vedem un clopot. Un clopot chiar că mă interesează. Am înțeles. Da, clopot e nem. Licane. Iar adesea trebuie să fie ceva aia. 35, 38, 39. Asta de evoluție. Bă, în orice caz, o trăvită aia. O trăvită aia șmecheră. O trevit asta e șmecheră, 40 medie. Asta cred că au prins-o din schimbare bonus sau adăugat el după aia bonusurile, una din două. De au zis că așa au prins-o de jos și au băgat el bonusuri. Nu, cred că o schimbat. Că sunt foarte mici bonusurile, aia e ideea. 2%, 4%, 2% sunt mici. Că se vede și marmura. No, mi-o uiți, ce să zic. M-urile, M5, M3. Așa e mai greu cum urcă, că știți cum e. Ne auzim noi până data viitoare. Până atunci, numai bine, salut. No, bă, dar în orice caz, skill-ul ăsta îmi place cel mai mult. Cam de la ce deportare prinde. Bă, uite, acolo l-o prins. Așa de fain face lură, bă, ăsta. Gata, bă, gata, ceau. Mă, nu, stai că-mi chem așa.